Zăvăleanu este cel care a transferat lui Varga clubul în calitate de șef al de insolvent al clubului. Ok, bun. Cum? De unde până unde? Doi oameni din CFR Cluj apar la Dinamo, la un club aflat într-o situație delicată, cu un potențial însă financiar nu foarte bine sondat, dar consistent din ce vedem că au reușit fanii să strângă în ultimul an. Care sunt culisele? Ce știi? Eu am observat câteva lucruri la nivel de nuanță și nu mă minte pe mine nasul. Da? În primul rând, domnul Mureșan, ca și domnul Zăvăleanu, au o istorie bine conturată în jurul CFR. Iuliu Mureșan este un tip foarte emblematic pentru istoria clubului și pentru fani, a rămas în memoria lor ca tipul care rezolvă, da, și este eficient. Zăvăleanu a avut o muncă foarte, foarte aplicată în momentul insolvenței. S-a comportat ca un, și acolo, ca și la Dinamo, ca un CEO, ca un președinte de club. Este foarte stranie această tranziție a lui, pentru că sunt mulți proprietari de firme de insolvență care nu se implică atât de tare în managementul unei firme pe care o preiau sau o iau în insolvență, da? Și asta trebuie să vi se pare stranul la Zăvăleanu, că îl vedem în poză la CFR, în poză la Gaz Metan Mediaș, în poză la Dinamo, da? Stă cu fularul, stă alături de Iuliu Mureșan, de jucători, se duce în cantonament, cu mâinile la spate, ca un președinte, foarte interesant. Și el îi transferă repede clubului Neluțu Varga, cu el are loc negocierea despre preluarea clubului și plata datoriilor. Teoria mea este că și Zăvăleanu a fost preluat de echipa Dâncu Rus, pentru că eu știu că el a fost recomandat lui Badea, ca și Iuliu Mureșan de altfel, iar planul probabil ar fi ca Dinamo să devină o echipă breloc la cingătoarea lui CFR. Eu asta văd de la depărtare și de aproape. Nu mi se pare că ar trebui să fie alt proiect și altă discuție decât despre chestia asta pe sistemul ucrainean, unde un patron are 7 echipe sau le controlează și alt patron 6 echipe. În anul în care unul are bani câștigă, ăla cam, știi ce zic? Da. Există, în Ucraina există acest sistem al sateliților, e adevărat, însă mă gândesc, Dinamo poate ajunge satelitului CFR Cluj sau e doar un mod de a face un salt de la CFR spre Dinamo, un club care are totuși un potențial aparent mai mare, cel puțin ca brand e mai puternic decât CFR Cluj. Cine are protecția? Încă Dinamo e un brand mai puternic decât CFR Cluj. Cu siguranță, nici nu se pune problema. Eu sunt șocat de această dragoste a PCH față de Zăvăleanu, această încredere pe care o acordă, adică practic tu îți bagi mortul în casă, în sensul că Zăvăleanu nu ucide pe nimeni, stați liniștiți, dar Zăvăleanu vine de la CFR cu omul numărul 2 din CFR la managementul clubului, da. Ori eu știam că PCH este înfrățită cu Cluj, cu galeria și că acolo există o vibrație de altă natură, sufletească, da. Cum să accepte așa ceva. Încă o dată, eu văd chestia asta ca pe o modalitate de a ține clubul, ca și pe Cluj, într-un soi de chingă în care Dinamo să facă să fie bine pentru CFR și să devină satelit într-un final.